Eram la școală și mă uitam așa pe panourile cu generațiile de elevi și de profesori. Aveam obiceiul ăsta încă de când eram în gimnaziu. Și mă uitam așa la niște figuri de icoană, niște profesori îmbrăcați frumos, la cravată, la costum, elevii la fel. Și mă gândeam ce oameni au fost. Trecând dincolo peste faptul că noi avem tendința uneori să idealizăm lucrurile care vin din trecut, totuși, stai așa și faci niște comparații. Ce au realizat ei și ce realizăm noi. Bineînțeles că noi mergem spre progres, cel puțin așa ne dorim. Însă, putem observa că de-a lungul timpului au existat întotdeauna generații mai bune și generații mai puțin bune. Se tot vorbește inclusiv în fotbal de generația de aur, nu? Și în sport, și în arte, și în multe domenii se vorbește despre generații și generații. Și vedem că în cadrul unor generații, dacă nu în totalitate, dar în majoritate, generațiile acelea n-au realizat prea multe. Ba chiar dacă le luăm din punct de vedere scripturistic, pe cele pe care le descrie Dumnezeu aici, vedem că au existat chiar generații pierdute. Cu toată Evanghelia, cu toată predicarea, cu toate eforturile lui Dumnezeu de a-i aduce pe o linie bună, oamenii aceia au fost pierduți. Cei mai mulți dintre noi spunem că vrem să fim mântuiți sau cel puțin așa declarăm. Însă câți dintre noi prindem ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu? Când mă uit în Sfânta Scriptură, retează toate acele rapoarte cincinaliste. Că mulți vor fi mântuiți, că mulți vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Cu toate acestea, acest mulți trebuie înțeles în context. Acest mulți, în comparație cu câți sunt pierduți, înseamnă de fapt puțini. Să luăm câteva exemple. În prima generație pierdută, ca să zic așa, cred că știm cu toții, a fost generația lui Noe. O generație care excela în putere, în inteligență, oameni uriași, dar care erau în fiecare zi îndreptați numai spre rău. Știți că Domnul Hristos face o paralelă între generația lui Noe și generația sfârșitului? Ce asemănări găsim între generația lui Noe și generația sfârșitului? Care sunt? Se căsătoreau, se însurau, se măritau. Asta nu e un lucru rău în sine, dar era un obicei de a te căsători și recăsători, de a divorța, nu? Și azi facem mari cancanuri și mari televiziuni, mari emisiuni la televizor. Cum a divorțat de bărbată sau cum a divorțat de nevastă sau ce relație toxică a avut și ce bine o duce acum după a cincea căsătorie și așa mai departe, nu? Deci cred că despre asta vrea să ne spună, nu faptul că se căsătoreau era o problemă, ci faptul că făcuseră din asta un obicei. Eu mai uram la nunți să nu mai faceți asta niciodată. Pentru că da, asta este realitatea în care trăim, tristă, nu judec pe nimeni, dar asta le mai uram, să nu mai faceți asta niciodată, adică să rămâneți căsătoriți pentru totdeauna. Ce altceva ne mai aseamănă ca generație cu generația lui Noe? Ce spune? Că pământul era plin de silnicie, adică de violență. Iubește lumea astăzi violența? La maxim. Care sunt cel mai vizionate filme? Trebuie să aibă două ingrediente, violență și sex. Dacă le are pe astea două, să vând filmele, n-au nicio problemă. Astea două ingrediente nu lipsesc. În majoritatea programelor, chiar și în reclame, observați cât de mult sunt vehiculate.
Pământul era plin de silnicie și gândurile omului erau în fiecare zi îndreptate numai spre rău. Cam câți erau așa pe calea bună în vremea aia? Noe și familia lui. Dar dacă ne uităm după potop, și familia lui Noe a început să scârție, să aibă probleme, chiar și Noe a început să mai aibă probleme. Și stai să te gândești, dacă e să strecori așa, câți sunt după inima lui Dumnezeu? Sau ce face să fii după inima lui Dumnezeu? În Geneza 6 spune versetul 8 că Noe a căpătat milă înaintea Domnului și Noe era un om neprihănit, versetul 9, și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Că aici avem două extreme. Extrema liberală, aia cu Jesus, yeah, praise the Lord, și transform casa lui Dumnezeu într-un bâlci. Și cealaltă extremă, unde o transformi în cavou. Totul pătrat, totul rigid, reguli din astea așa, n-ai nicio... No. N-ai ce să înveți, că ei știu tot. Cele două extreme, da? Discotecă sau cavou. Cum este umblarea aceasta cu Dumnezeu? Cum o vedeți dumneavoastră, umblarea aceasta cu Dumnezeu? Că asta face diferența între o generație care prinde valul lui Dumnezeu, între oamenii care înțeleg cu adevărat raportarea la Dumnezeu și cei care nu o înțeleg. Ce a făcut Noe? În primul rând, și-a trăit valorile și principiile cu bucurie. Nu a fost un frustrat. Bă, ăsta eu sunt. Cum credeți că sunt eu? Că sunt retrograd? Că sunt în urmă cu 70, 80, 100 de ani? Că sunt prea rigid? E problema voastră. Eu ăsta sunt și fac lucrul ăsta cu bucurie. Eu vă spun că puteți să fiți salvați, că puteți să primiți oferta lui Dumnezeu să intrați în corabie, pentru că vine potopul. Și asta le-a spus-o 100 și ceva de ani. Și cu toate astea, câți au priceput? Niciunii, în afară de cei din familia lui. 8 persoane. Nu-i cam puțin dintr-o generație întreagă, ce ziceți? E cam puțin, într-o generație întreagă, 8 oameni? Wow! Cam trist. Și cu toate astea, ăsta este adevărul. Dacă vă uitați la proporțiile pe care le pune Dumnezeu în Scriptură vis-a-vis de mântuiți și nemântuiți, tabăra celor nemântuiți este cât se poate de inegală vis-a-vis de cea a celor pierduți. Și mulți vor cădea, mulți vor pieri. În cartea Apocalipsei spune că numărul celor pierduți, dacă citiți capitolul 19, era ca nisipul mării. O fi metaforă. Dar și metafora ascunde în spate un adevăr, pleacă de la ceva care se vede. A, zice Eminescu, de treci cu odrii de aramă, de departe, vezi arbind și auzi mândra glăsuirea pădurii de argint. Păi o fi metaforă, tată, dar îți dai seama că îți descrie așa un peisaj de toamnă în ceață. De acolo pleacă, nu? De la o realitate care există. Că ți-o spune poetic, este cu totul altceva. Și asta spune și Dumnezeu. Că vor fi mulți care nu vor înțelege ce înseamnă umblarea aceasta cu Dumnezeu. În vremea lui Iosua, când Dumnezeu a vrut să le dea Canaanul, spune capitolul 13 și 14 că Dumnezeu a vrut să-i ducă atunci în Canaan. Au ieșit din Egipt, era o distanță relativ mică și de timp și de spațiu, și atunci Dumnezeu ar fi vrut să-i ducă în Canaan. Dar generația aceea a zis, nu, noi în Canaan, nu. Și au început să găsească scuze, au început să inventeze tot felul de motive să nu ajungă în Canaan. Au început să plângă chiar, ba chiar să dorească să-i ucidă cu pietre pe Iosua și Caleb, oamenii lui Dumnezeu care vedeau realitatea altfel.
Și a zis, ce vreți voi, Canaan? Vă ucidem cu pietroaie. Până când a intervenit Dumnezeu și a zis, stop! Generația aceea a fost pierdută. Cu toate mesajele pozitive ale lui Dumnezeu, cu toate dorințele lui de a-i duce în Canaan, la un moment dat Dumnezeu a zis, da, nu vreți Canaan, dar nu vă duc, dragii mei, cu forța. Unii avem impresia că Dumnezeu vrea să ne împingă în rai. Nu te împinge Dumnezeu și așteptăm să ne tot dădăcească. Hai, dragul meu, dar ridică-te. Da, e adevărat că te cheamă la mântuire. Însă nu forțează pe nimeni să vină la mântuire. El adresează chemări. Însă mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Generația aceea a fost una pierdută. A, vezi, zice, da, că mai fost, găsim noi exegeți care să ne spună, stai, că nu-i vorba de mântuire aici, că e vorba că n-au intrat toți, că au mai murit în pustie, că unii s-au mai pocăit, o fi și așa. Însă din toată generația lui Iosua și Caleb, câți au intrat în Canaan? 2. 8? 2? Ne zic ceva cifrele astea? A, nu. Încercăm acum să găsim explicații. Eu nu vreau să mă pun pe piedestal sus să vă spun dumneavoastră cât de bun sunt eu. Eu doar vă expun niște lucruri ca să ne dea de gândit. Pentru că nu trebuie să plecăm doar cu răspunsuri de aici. Trebuie să plecăm și cu anumite întrebări în mintea noastră. Să vedem cam pe unde suntem. 2. Cum arătau cei care au pierit în pustie și cum arătau cei doi care au intrat în Canaan? Fiți atenți, hai să vedem diferența. Numeri, capitolul 14, cu versetul 6 la 10. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele, după ce au auzit că ăștia ziceau, domne, nu putem să punem mâna pe țară. Și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Cum o vedeau ăștia la alții? Foai, dezastru, țara mănâncă pe locuitorii ei. Exact invers. Să fie oare asta secretul? Unul dintre secretele celor mântuiți și nemântuiți. Faptul că vedem aceeași realitate în culori cu totul și cu totul diferite. Unii văd doar probleme, necazuri, suferință și ceilalți fac cu bucurie anumite lucruri și în cele mai mari provocări sunt fericiți că Dumnezeu este cu ei și că poate să le dea izbânda. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Concluzia adunării. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Generațiile pierdute, generațiile capsate sunt foarte reticente la schimbare. Sunt foarte reticente la noutate, la provocările lui Dumnezeu. Și când spun de schimbare, nu mă refer la curentul ăsta progresist și la ideologiile neomarxiste. Nu despre asta vorbesc, ci la a rămâne la principiile lui Dumnezeu, dar de a face lucrarea lui Dumnezeu și în alte moduri de cum s-a făcut până atunci. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre. Generații pierdute. Eram într-o biserică mică, de țară, și a zice noi, oh, ce bine bisericile mici, că sunt probleme mai puține și se iubesc. Și m-am întâlnit după mai mult timp, după ce plecasem din districtul respectiv, cu un frate. Zice, cum e, frate? Cum mai sunteți? Și îmi spune, frate, știi cum suntem? Puțini și răi. Și la un moment dat, acum revin în timp, când eram în biserica respectivă și predicam. Împovărat fiind de tot ce se întâmpla acolo, împacă pe X cu Y, du-te,
chestii așa, care întreg și bunul simț și toate alea, nu vorbeau unii cu alții, luau cina, unul mergea pe o parte, altul pe alta, să nu se întâlnească, în fine. Și le-am zis câteva lucruri așa care pentru unii au fost foarte jignitoare, dar eu cred că n-am greșit, mai ales că am acum și background-ul ce s-a întâmplat și ce se întâmplă. Le-am spus că uneori pentru a schimba Dumnezeu ceva într-o biserică trebuie să crape o generație sau să o îngroape. Frate, cum să zici așa ceva? Și am zis, dar frate, se pare că se schimbă ceva în biserica asta? Sunteți mai buni? Acum nu că-s eu Mesia. Dar uitați-vă cum vă raportați unii la alții, cum faceți misiune, cum vă vorbesc cu oamenii în sat, cum vă bateți pe-n sat, cum vă înjurați, ce faceți. Dar uitați-vă așa un pic la ceea ce faceți. Și atunci dați-vă singur răspunsul, că n-are rost. Eu doar v-am pus să vă cercetați. Câți dintre voi ați luat decizia, gata domnule, ne schimbăm și gata, dăm un alt exemplu copiilor noștri. Că voi transmiteți securea războiului din tată în fiu. Aceleași conflicte, aceleași prostii, aceleași feluri de gândire din tată în fiu. Zic, voi sunteți o generație pierdută. Iar au luat foc. Dar asta ne arată Dumnezeu. Ne pune în față oglinda și zice, uite cum arată o generație pierdută. Oameni care nu vor să se schimbe sub nicio formă. Nu acceptă provocări. Sunt foarte reticenți la schimbări. Numai așa. Dacă încerci să faci ceva cumva care nu este potrivit cu prejudecățile tale, pietroaie. Ce s-a întâmplat? Hai să vedem ce zice Dumnezeu despre ei, ca să nu ziceți că zic de la mine. Luăm pietroaie, dăm, îi omorâm pe ăștia doi. Ăștia doi au mers în Canaan, singurii care au intrat în Canaan. Bine, a mai fost un Moise, un Aron care au rămas credincioși lui Dumnezeu. Poate au mai fost și alții, nu vorbesc de mântuire aici, dar este o lecție pentru noi. Concluzia lui Dumnezeu. Au zis, nu vrem. Nu vreți nicio problemă, rămâneți acolo. Și zice așa, că inițial Dumnezeu a vrut să-i nimicească. Intervine Moise, mijlocește, Doamne, nu-i omorâ, nu, te rog frumos. Și Domnul a zis, versetul 20, iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum, și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce m-au nesocotit, n-o vor vedea. Și acum sunt două aspecte. Sunt generații în care nu se întâmplă mare lucru. Mai câte un copil, doi, un tânăr, doi, duc steagul mai departe, un Iosua, un Caleb, dar în generația respectivă, moarte anuală. Nu se mai întâmplă nimic. Și sunt generații în care Dumnezeu schimbă lucrurile, parcă tot învie, regenerează. De ce? Pentru că are cu cine să lucreze. Asta este diferența. Într-o generație Dumnezeu n-are cu cine să lucreze și noi credem că tot stă să ne dedăcească, la un moment dat zice Dumnezeu, nu vreți nicio problemă, dragilor. Nu vă mai vorbesc despre asta. Vorbesc copiilor voștri, după voi. Am încheiat capitolul. Da, merg slujbele în continuare, merge serviciul de la sanctuar, merg jertfele, toate merg înainte. Pentru că generația asta de câțiva copii sau tineri sau oameni care îl iubesc pe Dumnezeu trebuie să trăiască, să nu moară flacăra credinței. Dar cât despre ceilalți, totul este pentru altcineva. Ăștia zice, nu o să intre. Și ce au început să facă? Hai să vedem. Au început să se bocească. Și au început să plângă. Versetul 39. Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel și poporul a fost într-o mare jale. Însă știți ce? Dumnezeu nu este deloc impresionat de jalea noastră fățarnică, care vizează doar frica de consecințe,
nu părerea de rău pentru ceea ce ai făcut și dorința de schimbare. Este o mare diferență. Și Dumnezeu nu este deloc sensibil la lacrimile acestea de crocodil. Au început și poporul a fost într-o mare jale. Și a vrut să pună mâna pe cetatea Ai. Și au început triumfaliștii. Gata, pe arme, gata, ne pare rău, ne pocăim. Și Dumnezeu, să o credeți voi. Puțin îmi pasă de pocăința voastră și de superficialitatea voastră. Nu o să fiu cu voi. Noi suntem poporul Domnului, chivotul, hai, repede, nu merge. De ce? Când Dumnezeu spune că e gata, e gata. Cum pentru o generație? Dar poate să fie și pentru 3 și pentru 5. Aduceți-vă aminte perioada aia de 300 și ceva de ani după ce au ieșit din Egipt. Fiecare făcea ce voia. Na, mai se ridica câte un judecător pe aici colo, îi mai aduna cât de cât, le mai aducea aminte de Dumnezeu, dar după aia fiecare făcea ce voia. 300 și ceva de ani. Și Dumnezeu i-a lăsat. N-a fost absent, i-a păstorit în felul lui, dar i-a lăsat să meargă, așa cum spune Pavel despre generația din vremea sfârșitului, după mintea lor blestemat. Și cei care au vrut să prindă firul acesta lui Dumnezeu l-au prins. Iosua și Caleb. Moise l-a prins. Și-au dat seama, mă, 40 de ani de acum, adio, țara Canaanului. Și am zice că Dumnezeu e nedrept, că procedează, nu știu cum, că predestinează. Dragii mei, a avut dreptate Dumnezeu sau nu cu generația aceea? Citiți, vă rog, de la capitolul 15, Cartea Numerilor, până la final. Păi eu când citesc, de multe ori mă enervez și îmi vine să iau focul lui Dumnezeu, bine că nu l-am. Doamne, de 10 ori ar fi ars. Păi cât de răi sunt, Core, Datam, Abiram, tot, răscoale, nemulțumiri, n-avem prepelițe, n-avem mâncare, n-avem aia. Cine devine? Dumnezeu și Moise. Tot nemulțumit, tot încruntați, tot răzvrătiți, cu jalba în proțap, cu nemulțumiri. De ce? Pentru că asta era inima lor. Și în contrast maxim, Moise, omul lui Dumnezeu, care tângea să vadă fața lui Dumnezeu, Iosua, Caleb, care doreau să stea în preajma lui Dumnezeu și care tângeau după Canaan. Ah, puteam să fim în Canaan deja, puteam să fim în Canaan. 40 de ani a trebuit să poarte povara asta în inimă. Și doar ei au înțeles că puteau să ajungă în țara Canaanului. Au trecut 40 de ani, dar în acești 40 de ani, dacă observați, în cărțile lui Moise, Dumnezeu vorbește despre el ca despre ceva îndepărtat. Când te va duce Dumnezeu în țara aceea bună în care curge lapte și miere să faci așa, 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 așa? Dar nu e vorba despre voi din generația asta. E vorba despre ceilalți. Este trist, dar este adevărat. Și dacă ar fi... După mine prea puțin contează, dar e vorba de ceea ce ne arată Dumnezeu aici. Și dacă mă uit la ceea ce au făcut sau n-au făcut cei care au intrat și n-au intrat în Canaan, ține strict de alegerea fiecăruia. Unii cred că orice ar face nu contează și tot vor ajunge acolo, dar e părerea lor. Și unii cred că trebuie să umble cu Dumnezeu ca să ajungă acolo. Și chiar vor ajunge, pentru că Dumnezeu este cu ei. Au ajuns și la altă generație, ca să aducem și un zâmbet așa pe chipul nostru, că nu este doar partea asta neagră. După 40 de ani vine o altă generație. După 40 de ani vine o altă generație. Dornică să facă voia lui Dumnezeu, dornică să cucerească, sătulă de pustie, sătulă de nemulțumirile și de frustrările părinților. Și au zis, mă, trebuie să facem ceva. Iosua abia aștepta și îi vorbește Dumnezeu după ce moare Moise. Cite, robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, pune mâna pe țară. Orice loc pe care îl dă talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum a zis lui Moise. Și Iosua pune la suflet și merge și le prezintă viziunea oamenilor. Și ca și cum ar fi mâna în mănușă, fiți atenți ce răspuns îi dau.
Vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci să fie pedepsit cu moartea. Întărește-te numai și îmbărbătează-te. Ei, cu oamenii ăștia și cu un lider credincios și vizionar au cucerit Canaanul. Dar după ce a pus generația aceea, copiii lor au mai ascultat de Dumnezeu și după aia a început declinul. Generații după generații, până la vremea Domnului Hristos și după, și după, și noi judecăm. Vai, poporul Israel, mamă, ce necredincioși au fost ăștia! Hai să nu ne grăbim la concluzii. Pentru că măcar ăștia au fost aleși de Dumnezeu, în mod direct. Noi am primit făgăduința datorită lepădării temporare, așa cum spune Pavel, dacă lepădarea lor a adus atâta binecuvântare, ce va însemna întoarcerea lor decât înviere din morți. Și ce ai grijă că în Romani 11:21, dacă a lepădat Dumnezeu ramurile firești, și cum nu te va lepăda pe tine, nu? Generații și generații. Generația lui Iosua a fost una de excepție, prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. După aceia sute de ani, lucrurile au mers cum au mers. A mai chemat Dumnezeu profeții, i-a mai adus pe calea bună, iară mergeau după unii, după alții. Și acum venim la generația sfârșitului. Cum credeți că va fi generația sfârșitului? Hai să vedem. Cartea Apocalipsei, capitolul 3. Iarăși ne pune Dumnezeu oglinda în față. Câți dintre voi ați fost la Laodicea? A fost cineva la Laodicea, la râurile acelea de apă călduță? E undeva pe teritoriul Turciei de astăzi. Am fost cu mai mulți prieteni din zona Aradului, s-a organizat odată o excursie și am mers pe la cetățile deschise în Cartea Apocalipsei cu un ghid musulman foarte, foarte de treabă, care ne-a explicat multe. Și acum când citesc aici, îmi dau seama de comparația asta pe care o făcea. Te duci la Laodicea, acolo zona Pamukkale, da, unde sunt zonele acelea calcaroase și foarte frumoase, curge o apă călduță, termală, așa, și cu mult calcar în ea. E, stai așa la soare, poți să faci baie acolo, e o chestie plăcută așa. Și Dumnezeu compară comoditatea asta oferită de peisajul de acolo cu starea spirituală. Știți că în zona de căldicel se dezvoltă toți virușii. Dacă e fierbinte sau rece la extrem, gata, mor virușii, nu mai e treabă cu ei. Dar în zona asta de căldicel se dezvoltă toate problemele spirituale. Cum arată generația în mare parte pierdută din vremea sfârșitului? Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Adică Hristos să spune exact așa cum este situația. Un martor trebuie să spună exact cum stau lucrurile, nu cum mi se par. A fost cineva chemat odată la poliție. Dom'le, descrieți puțin pe cel care a furat poșeta doamnei din autobuz. Zice, era înalt și urât ca dracu. Zice, îmi pare rău, nu v-am cerut păreri subiective, descrieri exacte. Noi de multe ori începem cu descrieri din astea așa ciudate, fie în zona extrapozitivismului, fie în zona asta negativă. Hristos spune că este martorul credincios și adevărat. Nu le înflorește sub nicio formă. Și martorul ăsta credincios și adevărat, Iisus Hristos spune așa, știu faptele tale că nu ești nici rece, nici înclocot, adică nu excelezi cu nimic. E o mare problemă. E o mare problemă. Nu excelezi cu nimic. Nu te știe lumea nici de bun, nici de nebun. Da? Zice, o, dacă ai fi rece sau înclocot.
Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Wow! O mare problemă de percepție, nu? Și cea a liberalului plin de sine, care nu mai are lipsă de nimic, și cea a extralegalistului, că zicea un frate într-o pauză, frate, decât să fim așa ca ăia, mai bine, mai strict, frate. Zic, e la fel de rău și așa și așa. Pentru că și într-un fel și în alt fel nu reprezentăm pe Dumnezeu. Adică mai stricți. Adică mai bătuți în cap. Încerci să-i spui, a, nu, stai că e așa. Încerci să pui o problemă, să, a, nu, citatul cu tare, pac, și-ți dă în cap cu 5 texte. Am făcut, asta sunt și eu rău câteodată, da? Nu. Poate de mai multe ori. Am văzut o postare pe un forum al comunităților, un frate care face produse din astea din carne curată, bineînțeles, a pus o soră o reclamă acolo și să vedeți comentarii acide și sfinții cum au început să fiarbă. Eu n-am nicio problemă nici cu unii, nici cu alții. Nu vreau să mă înțelegi greșit, da? Le-am dat textul din Geneza unde spune că Dumnezeu ne-a dat și produsele astea din carne ca și iarba verde și foaie. Să vedeți acolo reacții și comentarii și mi-am pierdut foarte mulți prieteni pentru că le dau sfântul bloc. Când îi văd că n-ai cu cine, lasă frate, rămâi tu cu a ta, eu cu a mea. Dar am putut să văd cât de greu este nu să, doar să pui o problemă, că deja ți sar în cap. Și întrebarea mea, oare raiul va fi plin de capsați din ăștia, cu fixuri, cu cum ai imediat să-ți dea una după cap? Încruntați din ăștia nefericiți și eu nu cred. Și le-am spus acolo că după comentarii n-aș vrea sub nicio formă să împart raiul cu niciunul din ei. Bineînțeles că iar au luat foc unii, dar e problema lor. Înțelegeți? Da, nu știu, e caragios să crezi că Dumnezeu va face în felul ăsta lucrurile după mintea noastră limitată și îngustă. În fine, putem să credem ce vrem, dar realitatea lui Dumnezeu stă cu totul altfel și chiar spune aici Mântuitorul, te sfătuiesc să cumperi de la mine, nu de la alții. Aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Marea problemă a generațiilor pierdute este că nu mai văd. Scria A.G. Wells o novelă, Țara Orbilor. Nu știu dacă v-am mai spus-o sau nu. În novela asta circula o legendă, cum că undeva în munții Columbia există un trib de oameni care n-au ochi și nu văd. Și un explorator pe nume Nunez s-a gândit el să vadă dacă e adevărat sau nu mitul ăsta. Și s-a dus, a căutat cu echipa lui, la un moment dat a alunecat pe o pantă, pe niște grohotii și a ajuns și în cap și în oase jos, într-o vale. Și când s-a dezmeticit, s-a uitat și a văzut acolo niște case ciudate din lut, fără geamuri, oamenii lucrau noaptea și dormeau ziua, păi și doar n-am ajuns în Țara Orbilor despre care se vorbește. Bă, s-a dus, s-a intrat, bă, chiar ăștia-s. N-aveau, ci că n-aveau globe oculari, e novelă fantastică, da. Deci să nu, după aia să o folosiți ca argument exegetic. Așa. Și oamenii ăștia ciudați, la un moment dat, au început să întrebe, de unde vii? Uite, vin din capitala Columbiei, din Bogota, îi puseseră porecla Bogota, că ăsta tot zicea că vine din Bogota și nebunul ăla Bogota. Și cum e acolo? Păi uite, acolo sunt zgârienori, acolo sunt macarale, sunt avioane, sunt mașini. Bă, ăștia ziceau, păi ăsta-i nebun de tot, auzi tu macarale, auzi tu mașini, auzi tu zgârienori. Păi noi n-am văzut așa ceva niciodată. Și stând așa de vorbă din una în alta,
Bogota ăsta se îndrăgostește de fata șefului de trib și zice, uite, tare aș vrea să o iau de nevastă. Ha, tot tribul a început să fiarbă, să scoată acolo adunarea bătrânilor, să vadă cum să dea ei fata lor după nebunul ăsta care visează zgârie nori și avioane și din astea. Na, e o mare problemă. Și întrunesc ei marele sfat și după ce se sfătuiesc mai multe zile, ajung la o concluzie. Că Bogota ăsta nebunul are o singură problemă și dacă scapă de ea, devine un om normal. Ăștia doi. Și dacă ne lasă să scoatem ochii, să devii un om ca noi, te lăsăm să te căsătorești cu fata noastră. Și a stat el, s-a gândit, s-a uitat la cer, s-a uitat la peisaj, munții erau frumoși. Și a zis, mă, oricât aș vrea eu, nu pot să renunț la ochii mei pentru niște oameni care nu cred în realitatea, într-o realitate pe care eu știu pentru că am văzut-o și pentru că ei nu cred în ea, că n-au văzut-o niciodată. Cam așa suntem noi. A venit Hristos în țara orbilor să le povestească de mântuire, de lumea lui Dumnezeu, de bunătate, de iubire. Și noi zicem, auzi-o acolo. Dacă noi n-am văzut chestiile astea, nu există. Și în orbirea noastră încercăm să-i corectăm pe alții. Spunea o soră în comentarii că ar trebui să trăim ultimele zile pe pământ ca primele din rai. De parcă ar fi fost acolo și știe cum este în rai. Auziți ce inepții putem să debităm? Luăm și noi de pe aici, de pe acolo, cu copy-paste, luăm niște fraze și străim primele, ultimele zile de aici, de pe pământ, ca primele din rai. Dar cum sunt alea din rai? Știți? Să avem dieta din Eden. Știe cineva cum a fost dieta din Eden? Zice Mântuitorul aici, zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbogățești cu ele, să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Să nu știe Dumnezeu, dragilor, ca să fim mai smeriți când e vorba de afirmațiile astea radicale. Ăștia intră, ăștia nu intră. Asta înseamnă să fii sfânt, asta nu înseamnă să fii sfânt. Și să-L întrebăm pe Dumnezeu, să cumpărăm aurul de la El, nu de la unii și de la alții. Că s-ar putea să fie fake, amestecat cu cupru, cu tinichea, cu plumb, cu altele. Pentru că generația sfârșitului va fi una surdă, tâmpă și oarbă. De aceea Iisus zice, stau la ușă și bat. Și asta mai spune ceva, că pe lângă toate aceste calități negative, Laodiceanul mai este și din calea afară de nesimțit. Doamne, stai afară. Eu stau frumos în casă, îmi văd de treburile mele. Zile tu pe tale, eu le știu pe ale mele. Însă, pentru cei care aud, observați bunul simț al lui Dumnezeu. Zice, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și vestea cea mai bună pentru generația aceasta, așa cum este ea, este că Dumnezeu îi face cea mai mare făgăduință pe care a făcut-o cuiva vreodată. Versetul 21, și cu asta aș vrea să închei, din capitolul 3, Apocalipsa. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi
să asculte ce zice bisericilor Duhul. Până la urmă, trecând dincolo de mulțimi, de gloate, de chemări, de cincinaluri, de misiuni globaliste și de tot felul triumfaliste, Dumnezeu adresează chemarea aceasta personal fiecăruia dintre noi. Dacă aude cineva, dacă deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și îi fac cea mai mare onoare să stea cu mine și cu tatăl meu pe tronul de domnie. Cred că e altă dimensiune pe care aș vrea să o luăm în sufletul nostru și să nu ne mai sprijinim pe ceea ce spun unii sau alții, pe promisiuni false, ci pe ceea ce spune Dumnezeu. E cel mai sigur și cel mai sănătos. Altminteri, vom face și noi parte din generațiile astea pierdute, dezorientate. Dar aici Dumnezeu mă cheamă la masă cu El. Și ce cinste poate să fie mai mare decât să fii tratat ca un rege de regele regilor. Amin.